ceară și gata. Dacă nu mai ieșit, nu mai ieșit. Așa, deci se decert cu ăsta de centru și rază ieri. Și, și rază 8. Așa. Arcul AB. Deci arcul AB, așa. Asta așa, de câte grade de? 60 de grade. Rezultă că și eu au B, la frută de 60. A, B. Care? A, O, B. Da, unghiul A, O, B. Unghiul A, O, B, tot de 60 de grade merunar, da. Pentru că știm noi un lucru, o secundă, mai sus un pic, parcă mi se pare mie, ca să fie, trebuie să fie echilateral la ordine. Da. Cam așa să zicem, da? Iată, dacă ăsta e de 60 de grade, unghiul la, cu vârful la centru este egal cu măsura arcului văzut, cum arcul AB este de 60 de grade și unghiul ăsta e de 60 de grade. Și cu triunghiul ăsta AOB este isoscel, că OA și OB sunt raze. Echilateral. Triunghiul este echilateral, adică asta e tot de 8 minute. Da. Și M este un punct pe cerc, așa încât OM e perpendicular pe AB. OM, uite mie. M, așa încât OM e perpendicular pe AB. Păi, dacă într-un triunghi echilateral, am dus perpendiculară. 44 acolo. Deci, toată AB care era de 8, a fost împărțită în două, imediatoare, 4, nu? 44. 44. Și nu e punctul. Nu e punctul de intersecție. 4, 4. Bun. Și ce îmi cere? Mână. 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 Păi, o mâie de 8. O, o mă, toată e de 8. Da. Triunghiul... Dacă ai afla-o pe asta, ai fi fericită? Da, foarte. Dacă pe nu o ai afla-o... Și repede o și află. Ai scăzut-o din toată... O nu-i perpendiculară pe triunghiul... Păi unghiul. Este, mă, că tocmai asta am spus. Folosind teorema lui. Dar nu avem nici nu. Dar OB e rază, nu? Poate că o așa obiez, razii. Păi teorema lui Pitagora și că... Da, deci 8 asta, miruna, și prin Pitagora zicem că N o pătrat egal cu A o pătrat minus A N pătrat. Deci, minus la pătrat 64 minus 64. Deci zicem că O N, pur și simplu O N, egal cu radical din 64 minus, cât am zis, minus 4 la pătrat 16. Și face radical din 48. Cât? Radical din 48. Care 4 radical din 3. Și face 4 radical din 3, dacă 16 ori 3. Și acum o stabilim din toată o mă, deci mână, mână va fi egal cu o mă, minus o nă, care a fost aflată, deci 8 minus 4 radical din 3. Tu ai vrut așa ca să mă sec cu problema asta. Nu știa să facă figura, nu înțelegeam. Mă, nadă, mă. Dar n-am înțeles de ce, totuși... Ia mă-ul opus pe arcul AB, inițial. Mă pe arcul A... Nu l-a dus pe cerc. Nu pe arc, pe coardă, știți? Nu l-a dus pe cerc, a pus pe AB. Păi ia să-i se spune și... Păi asta e așa. Mă, aparține cercului centru. E pe cerc. Nu-i pe AB. Nu spune. Ea nu prea înțelege limbajul ăsta. Păi, dacă nu aparține cercului, cercului, deci avem așa, cercul, interiorul cercului, exteriorul cercului. Da. Dacă E mă aparține cercului, e oriunde pe cerc. Oriunde. Și acum am spus că E mă este așa fel pe cercul ăsta, nu la întâmplare. Încât O mă, când o unim pe O cu M, e perpendiculară pe AB. Acrobat ce am înțeles când l-a dus pe cer, da, înțeles, da. Deci o pe mare pe dar altă. Dar să speri din cercul ăsta, nu știu de ce. E speriată din cer. Nu, speriată din cer. Trebuie să lucrăm mai multe probleme. Asta. Da, asta e secretul. Deci nu avem niciun motiv de teamă. Lucrăm mai multe probleme și înțelegem ce spune. E punct pe cer, în exterior, în interior. Avem exact. Da. Dacă aveți prea un profesor... Să da, exact, ne oprim și mai lucrăm după aceea la... Nici nu știu cum te cheamă? Andrei. Vezi cum te-ai lăsat bilețelul, nu știu că a lăsat cineva bilețelul. Nu, lăsat ăsta. Darius. Darius. Darius, că n-am avut-o ca anunța. Ah, Darius, băiatul... Părinte. Ah, mă înțeles, domnul profesor. Așa. Facem sinteză pentru Cristi? Da, 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 dar mă înțeleg.
Ecuații nu era făcut. Deci, una. Ecuații în Iași. În Iași, da. Ecuații de gradul 1 și de gradul 2, nu? Da. În Iași de grad. 1 și 2. Da, de am făcut o filmule cu... Am nivel de A plus B, dacă mai scriem și aici asta. Aici e formule de calcul trecut, da? Formule de calcul trecut, da? Formule. De calcul trecut, da? De calcul. Conjugat, da? Da. Am făcut. Raționalizarea. Da. Da, raționalizarea numitorului. 2. 3. Raționalizarea. Raționalizarea numitorului. Operații cu radicali. Operații cu radicali. 4. Chiar le-a zis și modulul. Si. Si. Da. Cum? 5 modulul, nu? Da. 1. Număr. Am făcut asta cu picul cer. Și binomul ăsta, că binomul, proprietatea binomului. Corect. E mai mare egal decât 0. Corect, am făcut asta, da. 6. Da. Ecuații în care am valorificat A plus B totul la pătrat, e mai mare egal decât 0. Corect. Asta, A plus minus B. Asta cu cercul, dacă vrei. Și 6, 7. Problema. Cu cercul, da? Am la revedere, v-am spus că l-ați sunat pe profana și vedere mai seara făcută în continuare. Nu uitați de like și share. Asta mă, să nu uitați. Nu mi-ai zis nimic în timpul lecției. În timpul lecției, mai trebuie să zicem că-ți vedere la